Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Farming Simulator 17. În acest episod voi vrea să modificăm puțin baza și să ne ocupăm de mai multe treburi pe aici. Aș vrea să obțin niște bănuți pentru că mai avem numai 30.000 și vom mai cheltui pe clădiri noi și chestii. Deci, da. Ce e diferit din episodul trecut? Păi, am pus aici acest garaj. Old Garage se numește, pur și simplu, îl puteți găsi acolo în lista de moduri. Și este destul de interesant, eu zic că e destul de mare. Cred eu că este făcut după modelul acesta. Opa, așa leagă, ok. Bun, deci seamănă, adică sunt identice, numai că ăla are alte texturi și a pus pereți pe margini și chestii. Și a eliminat zona asta de mijloc. Adică stâlpin că mai sunt, dar a eliminat peretele ăla. Și eu zic că este mult mai ok. Am fost puțin dezamăgit. Cred că nu funcționează luminile. Sau încă nu le-am înțeles pentru că pur și simplu nu există buton de a le porni. Dar totuși, deasupra sunt niște chestii. Seamănă cu niște panouri solare. Cred și sper că sunt niște panouri solare. Și cine știe, poate noaptea luminează automat. Ar fi super. Pentru că zona asta, în zona asta vom pune tractorașele. Bun, am mai pus eu ceva, da, am mai pus, stați să vă arăt. Am filmat înainte numai că se dereglase niște chestii și am zis să refilmez. Am pus aici acest șopron, unde voi vrea eu să depozitez cartofi și sfeclă de zahăr. L-am pus aici pentru că este destul de aproape de trenul 12 și zic eu că e destul de ok. De fapt, nu sunt sigur dacă voi vrea să depozitez sfecla și cartofi aici, pentru că pur și simplu aș putea să pun și altceva. Aș putea, de exemplu, aici să stochez presa de balotat. Eu zic că ar fi destul de ok, deși e puțin în vale și e ciudat. Ar fi ok. Uite aici, tot la fel de ciudat. Mă rog, vom vedea pe viitor. Nimic nu este bătut în cuie momentan. Bun, hai să intrăm în shop și să vedem ce mai putem pune. Voiam să pun Old Field Shed-ul, numai că nu prea am ce să pun în el. Clădiri din acestea, nope. Ia să vedem. Acoperiș pentru vei. Mamă, ăsta e așa scump și mare și nu se merită, efectiv. Deci prea scump. Uite, aș putea să mai pun încă un șopron din acesta și aș putea să-l pun pe undeva pe aici. Adică, sau uite, pe aici. Deoarece, pur și simplu, sunt prea multe utilaje în bază. Prea multe tractoare, utilaje și toate prostiile și n-am unde să le depozitez. Și mă gândesc că ar fi ok să le depozităm așa mai împrăștiat pe aici, să fie baza mai mare, nu? Aici ar fi fost zona principală și aveam, ia să vedem, 4. Hopa, da, să scoatem chestiuța asta. Pac, intrăm aici. Deci, noi pur și simplu am fi avut 2, 4 utilaje, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 în zona asta. Bine, cred că pe aici mai înghesuiam eu câte ceva. 10. Acolo mai avem câteva. Avem front loaderele aici, care sunt și ele câteva. De asemenea, semințele cu fertilizatorul. Greutățile, tractoarele, prostiile de fertilizatoare, tractor, doamne, chestia asta de construcție, benzinăria. Deci aveam multe chestii în zona asta și pur și simplu producea lag. Eu acum am 40 de frame-uri constante, mai urcă la 50, mai scade la 35, deci mai variază, numai că 40 sunt constante cel mai des. Și eu zic că în momentul în care vom împrăștia utilajele prin bază pe aici, mai punem și pe acolo și pe aici, se va diversifica și vom avea din nou 60 de frame-uri cum aveam la început. Bun, păi haideți să începem. Vreau, uite că m-am gândit, nu știu ce să fac. Voiam o zonă unde să pun eu toate tractoarele, doamne, voiam să spun tractoare. Unde să pun toate greutățile, dar nu sunt sigur. Uite, asta e o prostie, nici nu vreau să o pun. Pentru un singur tractor, nu se merită. 70, un de-asta, un pressure washer aș mai vrea. Aș vrea să-l pun, uite, fix. Nu poți să pui. Aaaa, ce prostie. Pot să-l pun maxim aici? E nasol, pentru că l-aș fi pus în centru și aș fi putut să spăl toate tractoarele. Mamă, cât de genial era. Dar nu se poate.
Uite așa unul în mijloc cu baze, ar fi șmecher. Dar cred eu. Ia să ne punem așa. Și zic că acum este destul de. Uite, așa. Cred că e ok. Dar problema mea e. Nu știu ce să fac cu zona asta acum. Aici voi lăsa, cred că, toate greutățile și pressure washer-ul ăsta las. Să-l șterg sau. Nu, de fapt îl voi lăsa. Îl voi lăsa aici și. Voi veni cu tractoarele și voi mai spăla diverse chestii, adică să nu le adun pe toate în fața garajului. Cred că așa ar fi cel mai ok. Bun, păi haideți că mă ocup eu acum de aranjatul utilajelor în toate zonele astea, pentru că le-am cam împrăștiat și revin după. Gata, am terminat tot, le-am așezat pe toate, am spălat toate utilajele, tot, 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 tot și acesta este rezultatul final. Avem aici toate tractoarele pe care le avem noi la momentul actual. În partea stângă, de fapt, nu știu, momentan le-am pus și eu în partea stângă cele care au roțile înguste și aici le avem pe cele care sunt mai mari, mai puternice. Și eu zic că arată destul de ok. În partea asta încăpau 4 tractoare și ar fi încăpu și al cincelea, numai că deja stau prea înghesuite și să le separ. Și cred că din acestea cu roți înguste ar încăpea 5 lejer. Bun. Opa, mai are niște frame drop-uri, adică tot sunt multe entități pe aici și chestii, dar sunt mai puține. Aici avem remorcile, pur și simplu avem două remorci din acestea cu ax dublu, o remorcă cu ax simplu și încă una la fel, numai că e mai mică. Aici la mijloc avem noi frumos semănătoarea pentru grâu, pentru orz, pentru soia, pentru rapiță și, mă rog, iarbă, oilseed, radish, dar nu mai știu cum se numeau. Așa, avem cultivatorul și avem semănătoarea pentru porumb și pentru floarea soarelui. Aici nu avem momentan nimic, este gol, pur și simplu am zis că nu avem ce să punem și e ok, adică am mai eliberat zona, dar am mai pus eu aici old sheet-ul ăla, nu mai știu cum se numește, stați 2 secunde. Aba, old field shed. Și am pus eu utilajul ăsta care nici acum nu știu cum se numește. R5000. Ok, deci pur și simplu utilajul care distruge terenuri, ca să-i spunem așa, și plugul care creează terenuri și bineînțeles ară. Și ăla, nu știu cum se numește utilajul ăsta, freză de buturuș, ceva de genul, pur și simplu. Mă rog, nu contează, le-am lăsat aici. Mai avem remorca pentru forestry cu doliul aici, pentru că na, sunt pline de lemne. Le-am obținut din urma tăierii copacilor din zona asta. Aici am văzut că s-au cam s-a distrus iarba în locul unde am avut noi grain storage-ul și sper să crească la loc, la fel și în zona asta. Dar văd că nu prea a crescut și cred că nu va mai crește. Și dacă nu va mai crește, voi veni eu cu plugul și voi pune manual iarbă. Aici am pus eu frumos presa de balotat cu încărcătoarea asta. Și în cealaltă. What the fuck? Mamă, pe aici nu are coliziune. Ok. Și în partea aia, acolo în depărtare, unde am avut noi la început combina, am pus cositoarea cu windrower-ul și remorca care aspiră, ca să-i spunem așa, și acel echipament pentru a culege sfecla de zahăr, așa că nu mai vine mie. Bun, păi acum hai să ne ocupăm și noi de treburile esențiale. Am zis că vrem să obținem niște bani, așa că, opa, mama, aici va fi ciudat. Voi vrea să sar eu frumos în Valtra și să mă duc la shop. Ia stați voi 2 secunde, deci prețuri, 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 prețuri. Soia, n-a crescut de 2000, trebuie să fie peste 2000 pentru a o putea vinde. Deci, nu, nu momentan. Uite, 9840 pentru paleții de lână, ceea ce este super, este un preț extraordinar, mi se pare super ok. Voi vrea să vin cu Moscu, Valtra, o să iau eu, uite, fix asta, mama, era pregătit pentru noi și să mergem să vindem paleții. Eu deja am dus paleții pe live în zona respectivă. Ah, da, uite că acum acolo avem și remorca pentru baloți. Aha. Dar e bine că acum avem unde să punem presa, doamne, remorca pentru baloți. Deci, cu baza eu zic că este super. Am lăsat, uite, acolo remorca de încărcare, am lăsat-o pe aici, o să-i găsesc un loc tot la fel. Destul de departe de bază, nu vreau să fiu cam în bază pentru că, da, prefer să nu, mai ales că nu vom folosi cine știe ce.
Deci, acum că ne-am ocupat noi de bază și că arată bine, aș vrea să ne ocupăm în următoarele episoade, tot la fel, pe la început, de animale. În sensul să le facem și noi puțin curat, mai ales la vaci. La vaci nu e deloc curat, adică ați văzut și voi, am încurcat acolo paiele și s-au stricat toate și wow. E super nasol. Eu cred că aș vrea... De fapt, uite, nu cred că mă voi ocupa momentan de ele, dar pe viitor, după câteva episoade, când deja nu vom mai avea paie și chestii, voi vrea să le așez eu destul de ok, adică, ia uite, frame drop-uri pe aici. Opa. Adică, nu-mi place cum arată zona, dar, na. Ce, nu pot să fac eu nimic. Ia să vedem noi pe aici, pe undeva, nu. Următoarea la stânga era. Ia să vedem noi pe unde erai, mă. Trebuie să mergem pe străduța asta, ok, uite acolo. Opa, nu da peste mine. Ah, perfect. Am o mică problemă cu paloții de... Paloții am zis? Paleții de lână. Pur și simplu se buguiesc. M-am chinuit o grămadă de a-i urca aici și se buguiesc ca naima, nu știu ce au. Pac, am să-i... Opa, uite, fac așa. Îi voi arunca frumos de pe remorcă de pe platforma asta pentru că vreau să-i împing până acolo. Nu mă voi chinui să-i ridic pentru că sunt băguiți ca naiba și n-am de ce. Hai să mutăm remorca și pe aceea să-i mutăm lejer. Cred că, sincer să fiu, cred că așa e mult mai lejer. Și am o mare problemă. Vedeți acolo în dreapta? Apare semnul încărcării de benzină. Deci eu în momentul ăsta pot să apăs pe R și mi-a încărcat benzină. Nu știu de ce, dar benzineria care am pus-o noi în bază s-a buguit și pur și simplu acum oriunde m-aș duce pot să îmi încarc benzina. Un lucru care nu este destul de rău, dar e nașpa. Adică e nasol. Și cred că e numai la Valtra, pentru că am văzut că numai cu Valtra când merg se băguiește chestia asta. Și e puțin cam nasol. Bun, hai să vedem. Deci vreo 10.000 pentru balotul de... pentru un singur balot de lână, deci cred că ar trebui să facem vreo... hai să spunem undeva la 50... 58.000, hai să spunem. De fapt, nu, hai, 57 și ceva. Hai să vedem. A, nu se vinde aici? Hello? A, uite, mi l-a luat. A, mi le-a mai greu. A, ok. A, deci se descarcă. Credeam că va dispărea așa cu totul. Nu mi-i va lua ca și când ar fi niște recoltă sau ceva. Mamă, băi, ești nebun? Stai, ce? Un singur... Stați. Un singur... O 96.619. 78.000 pentru lână. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sincer să fiu, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Adică mă gândeam că un singur balot, doamne, un singur palete. Doamne, ce am zis? Deci un singur palete de lână mă așteptam să coste 10.000. Și în total 4 ar fi fost ceva gen 40.000. Dar văd că s-a luat altfel și nu înțeleg criteriul care a fost. Dar mă rog, e bine de știut, adică mă așteptam să nu luăm cine știe ce pe lună, dar văd că am luat destul de bine, adică 96.000 de euro sunt ceva bănuți. Acum hai să luăm și noi remorca asta și să mergem unde am putea să mergem noi cu această remorcă. Mă gândeam că am putea merge... Am fi putut să mergem noi pe terenul 20, stai, 20, 21 pentru ceva iarbă, dar nu vom avea nevoie pentru că acolo nu vom face baloți. Deci, da. Ok. Așa că ne vom întoarce cu remorca asta la noi în bază, fain frumos. Boing, 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 am ajuns frumos acasă, haideți să vedem, hai să ieșim din first person. Am mers și eu așa frumos în first person tot drum, am zis, mamă, șmecher. Da, tot nu-mi place cine știe ce. Ia să vedem dacă putem să punem și noi remorca asta destul de ok aici. Aș vrea să fie, nu știu, cât de cât aproape de perete. Uite, acum ar trebui să merg drept. Și acum ceva de genul ăsta. Mamă, bă, deci m-am învățat așa de bine să dau cu spatele. Nu știu, îmi place la nebunie, dar tot nu știu să dau cu spatele când... are ax dublu remorca. Deci mă bate chestia asta rău de tot, nu știu. Chiar nu mă pricep la chestia asta. Ia să vedem, ne putem să lăsăm și asta, noi asta aici, ok. Pac, pac, pac.
Uite cât de cât. Așa. Hopa, Q. Frumos, mamă, perfect. Îmi place. Deci, să ții minte că front loader-ul galben este bun pentru Valtra. Ăsta, portocaliu, și el e ok, dar mai bun e la galben. Hai să lăsăm și tractorul frumos. Lăsăm aici. Mamă, deci o să mă distreze chestia asta, îmi place la nebunie. Pac. Hai să vedem ce mai avem pe aici. A, da, așchile. Nu cum am de așchile acum? Nici nu știu. Aș putea... Obiecte amplasabile. Uite, asta, centrala electrică. Mamă, dar e scumpă, băi. Băi, frățică, băi, e scumpă. Scumpă, scumpă, scumpă. Am putea să mergem noi cu T8-ul. Da, eu cu T8-ul pot să mă duc, dar... De fapt, da, hai că mergem cu T8-ul să ducem lemnele, pentru că oricum nu voi vrea să vin cu front loader-ul să le mut acolo. Și ce le voi lua cu mâna, pur și simplu. Și le pun acolo. Deci eu zic ok. Inițial când am văzut că e preț mare pentru așchi, m-am gândit că na, aș face niște forestry, nu știu ce. Dar după am zis, frate, nu vreau să mai stau atâta pentru forestry ca să fac niște bani și după să stau mult și nu știu ce. Mamă, ouăle alea chiar nu le-am mai luat deloc. Așa că inițial n-am vrut să fac așchi de lemn, dar când am văzut că s-au adunat multe lemne aici în bază, am zis, băi, până la urmă, hai să mergem și mai obținem și niște bănuți și eu zic că este destul de ok. Adică, cu așchile alea de lemne, cred că vom face 150.000. Nu sunt sigur, dar s-ar putea să facem 150.000 de euro lejer. Deci, cu banii aia nici nu știu ce aș vrea să fac. Inițial aș fi vrut să strâng bani pentru a lua trenul 23. Sau, dacă nu avem bani pentru trenul 23, trenul 13, dar cred că ăla e mai mare. Deci tot trenul 23 rămâne. Dar în momentul în care vom avea un preț foarte bun pentru soia, peste 2000 de euro, atunci vom avea 150 de euro de acolo, plus 150 de euro pe care îl avem acum și 300 de euro eu zic că sunt super ok. Și ar merge să ne luăm un tren nou. Pentru că avem utilaje și cu trenurile astea mici nu prea ai ce face. Și de asemenea aș vrea să cumpăr și un tractor nou. Aș vrea tractorul ăsta, ăsta se vede. Deci aș vrea tractorul, cred că vi l-am mai arătat, pe acesta. Îmi place acesta, deoarece are 598 de cai putere. Wow, cum am văzut? Întreținere mică, 40 de km la oră, e ok. Dar, ce îmi place super mult la el, uite, de exemplu, cu banii ăștia am fi putut să ne luăm un Massey Ferguson sau... Uite, de fapt, da, practic costă cam cât un T8. Ok, dar cu el putem, fain frumos, să operăm următoarele chestiuțe. Unde le-am pus noi? Unde le-am pus noi? Vom putea, în primul rând, să operăm bascula de aici la remorci. Remorcile astea. Și de asemenea și remorcile acestea. Deci dacă ne vom lua un IT Runner... care costă și el 55.000 sau asta, mai scump. Dar stai mă, că nu am nevoie neapărat de el. Pentru IT Runner nu avem nevoie neapărat de el, dar pentru diverse prostii, cum ar fi chestiile astea care nu le poți lua cu orice tractor, le poți lua practic numai cu cu un camion, pentru că na, camionul are practic un dolly atașat. Adică na, la tractor ai nevoie de dolly ca să faci chestia asta, la camionul are deja dolly-ul ăla făcut. Dar eu aș vrea tractorul ăla pentru chestiuțele astea de aici. Uite, ăsta ar merge să-l punem. De fapt, dacă stau să mă gândesc, toate astea care sunt ca asta, de exemplu și ăsta de aici, chiar și astea, cred, dacă nu mă înșel, uite, aș putea să le duc, dar nu sunt sigur de asta. Dar pentru cele două chestii de distribuit în care cărșământul, eu zic că ar fi ok tractorul ăla. Plus că are 500 de cai putere. 587, cred. Deci, nu sunt sigur. S-ar putea să luăm, s-ar putea să nu. Mă mai gândesc. De asemenea, avem un camion nou. Îl avem pe acesta. El este puțin mai diferit decât celelalte. Are atașat de el IT Run. Deci, practic, nu va mai trebui noi să cumpărăm IT Run-ul ăsta. Ca să dăm 55.000 de euro sau 45. Și
Putem să-l cumpărăm direct pe ăsta, care este camion. În primul rând, e un camion. În al doilea rând, e ieftin. Mai ieftin decât ăsta. Și la cai putere e destul de ok, uite, decent. Cam cât ăsta. Deci, ar fi ok să luăm camionul ăla. N-ar ajuta un camion la casa omului, da. Eu zic că ar fi bun. Bun, am ajuns și noi foarte frumos aici. Eu cred că... De asta, spre ce parte se descarcă astea? În primul și în primul rând. Ah, ok, pe stânga. Da, și data trecută m-am încurcat. Ok, deci cred că pot să le descarc eu, uite, aici. Astea ca sunt legate. L. X. Pac. Și le răsturnăm pe toate aici, mai frumos. Da, mereu uit propozițiile când mă întrerupe cineva. Le-am împrăștiat pe astea, uite aici, pe jos, fain frumos. Dar mai sunt astea două care nu vor să se miște, uite, aha! Așa, vreți să vă mișcați, nebunelor care sunteți voi. Băi, așa, hai și tu. Oh, perfect, 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 perfect. Și acum pot să las tractorul fain frumos aici. Și eu să mă ocup de tăiatul buștenilor ăștia, ăstora. Și făcutul lor în așchi. Wow, o să dureze. Deci, nu știu, data trecută parcă a durat 10-20 de minute, ceva de genul. Și a fost destul de ok. Nu știu. Am obținut profit, deci asta e tot ce contează. Pornim motorul și cred că apăsăm B. Desfășoară țeavă. Desfășoară țeavă mai întâi. Gata, ești fericit? Cred că e fericit. Bun, haide să ne ocupăm de ei. Ce lucru interesant, atunci când ai drujba în mână și apăși pe X, pur și simplu se activează și stai. Ia poți stai. Da, ești nebun. Aha, lol, cât de tare. A, de fapt puteți face asta și cu click-ul. Nu mi-am dat seama, da? Deci pe X poți să tai astea. Ok. Nu, n-am știut chestia asta. Bun, haideți să luăm acum frumos fiecare... fiecare buturugă acum... Nu știu cum se numesc lemnele astea. Sunt așa, nașpa. Mai stau și la stat. Adică ar trebui să știu chestiile de genul. What the fuck, acolo pe lângă. Ia să vedem, îl punem pe ăsta așa. Și pe acesta. Fain, frumos. Pe bune că tu nu te duci acolo. Du-te, mă. Și sunt tare curios dacă din 2-3 de-astea fac 100.000 de euro. Pac, îl punem și pe ăsta. Ce se întâmplă, mă? Ta-na-na-na-na-na-na. Ce se întâmplă cu el? Oh, oba. Cred că... Uite, așa. A, cred că... Fa... Fiți atenți ce s-a întâmplat. Cred că toate astea care... Deci toate așchile cred că s-au dus peste punctul de vânzare. Și... Mamă, acum nu mai am să mai fac cu ele. A, ba da, uite că au rămas înăuntru. A, ce bine, mă. Credeam că le-am pierdut și... Ar fi fost nasol, adică... Erau acolo 2.000-3.000 de euro. Sau 1.000. Nu contează. Nu înțeleg ce naiba se întâmplă că pur și simplu se dă asta în spate. What the fuck? Adică până acum nu aveau chestia asta să meargă așa la vale și chestii de genul. Ceea ce mi se pare super interesant într-un fel și nasol... Adică aș fi preferat să aibă niște piciorușe să-l țină, uite. Cred că are, nu, n-are. Ar fi fost interesant să aibă niște piciorușe. Piciorușe din acelea care să-l facă să stea pur și simplu nemișcat, adică... Ce face, mă? Control girofaruri. Nu, n-are. Ok, atunci îl las pe ăsta aici. A, vezi dacă te conectezi. Așa. Credeam că, na, trebuie să țin tractorul neapărat pornit. Bun, am pus toate astea. Cred că le-am pus și s-a dat mai în spate. Nu s-a dat. E perfect acum. Tocmai ce am realizat, faptul că, nu știu, așchiile astea cred că se vând mai ieftin. Așa mi se pare mie. Pur și simplu, uite, din 3 bușteni, sau 4, sau 2. Nu, de fapt cred că au fost 3. Am obținut mai cât? 7.000? Puțin cam nasol pentru cât efort depun, sincer. Mi-ar fi plăcut să îi vând cu o sumă mai mare, dar... Na, dacă nu poți, nu poți. Oh my god, deci, fiți atenți. Până la urmă, eu cred că voi încheia aici episodul. Numai că înainte de a-l încheia, aș vrea să facă un super mare bug chestie. Deci, poți pur și simplu,
Dacă ți-ai un... Oh, nu! Deci, dacă ai un băzin acesta foarte mare, poți să te duci fain frumos cu el așa. Uite, să-l luăm și noi de undeva de aici. Și să sărim. Ah, da, nu. Hai să stăm cu clicul. Opa. Deci, pur și simplu, ai apăsat, l-ai prins în mână și acum apeși space. Space. Dar văd că-l scapă. Trebuie să-ți apăsat cu click, cred, sau... Nu știu de ce, uite. What the fuck? Wild de capul meu. Deci, pur și simplu, am sărit și am dat de două click și... Oh, wow. Wow. Și acum, pur și simplu, plutim și cred că o să ne ducem așa până la cer și înapoi. Mamă, nu știu, nici nu știu până unde vom putea să mergem cu el așa. Stare curios. Băi, că zburăm, what the fuck? Mamă, băi, deci... Bugul ăsta mi se pare... L-am mai auzit la cineva, adică am auzit la cineva cum că ar fi un bug, că nu știu ce, că îl prins și sar și... Și am zis, băi, hai să încerc și eu. Și am făcut chestia asta și văd că dacă dai dublu click, adică practic când sari și îl scap din mână, mai apeși încă o dată și îl prinde cum ar veni. Nu știu care e faza, dar... Uai de capul meu. Uite până unde am ajuns. Wow, uitați-vă cât de sus am ajuns. Deci am stat așa puțin. Știi cât de sus am ajuns? Nu mai vreau să văd cât de departe aș putea ajunge la maxim, dar... până aici voi merge eu, vă las și pe voi să vedeți. Adică, mă gândesc că ar fi ok dacă vrei să te uiți la mapă de sus, poți să faci chestia asta. Și uite, se văd frumos toate limitele mapei. Și în partea aia de sus, de acolo, din stânga, și în partea dreaptă, și wow. Ok, hai să vedem ce se întâmplă dacă... Putem să și mișcăm, ești nebun la cap. Wow! Deci, dacă miști încetişor... Opa! Să dai că crește dacă fac chestiile astea. Uite, așa cad. Și așa urc. Oh, nu! Oh, nu! Oh, nu! Mamă, uite și ce frumos fac poze. Wow! A căzut și lemnul. Eu voi face niște poze. Vreau să mă așa decoperte. Pac! Cât de tare, doamne, cât de tare e bugul ăsta. Da, și tot ce trebuie să faceți este să aveți un buzz destul de mare. Să-l prindeți. Să săriți și să dați dublu click. A! Op, op, op. Op. Uite, acolo. Deci trebuie pur și simplu click și așa. Dublu click. Trebuie să îl prinzi a doua oară în timp ce el, practic, adică în timp ce l arunci în sus, cum ar veni. Și atunci vei putea să levitezi. Să faci bugul ăsta la nesfârșit. Da, nu trebuie să te mișci ca să poți să stai așa. Opa! Să mă tot te infinit acolo. Super tare, deci... nu știu că poți să faci chestia asta. Ok, deci... dacă v-a plăcut episodul și dacă mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu voi încheia aici deoarece... Na, mai avem de făcut lemnele astea. Mai avem trei bușteni și acela al patrulea. Nu știu ce să spun. Eu zic că am obținut niște bănuți foarte frumoși, adică aveam vreo 20.000 și acum avem 130.000. Eu zic că e super. În episodul următor ne vom cumpăra, bineînțeles, ceva, adică atâta timp cât avem bani ne vom cumpăra chestii. Așa că, până data viitoare, am fost Onyx. Pa!